Bună dimineața, doamnelor și domnilor, am revenit în partea a doua a Dimineților cu Plus. Continuăm cu revista presei. Consilierii județeni au aprobat înființarea 6 posturi pentru heliportul UPUS Muntele pe spitalul de urgență din Suceava. În ședință, președintele Consiliului Județean Suceava a arătat că, citez, există tot ceea ce trebuie pentru ca elicopterele să poată ateriza pentru transportul pacienților. Închei citatul, lucrările la pista de aterizare pentru elicopterele de salvare de pe spital a fost finalizate și recepționate încă de la sfârșitul anului trecut, însă heliportul UPUS Murt va putea fi operațional doar după ce va avea și personal specializat de servire, care va face să fie operațional 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru a fi asigurată permanența, va trebui să lucreze în 3 ture. Pista de aterizare pentru elicopterele SMUR de pe spital este realizată pe structură metalică. Circulația lifturilor existente a fost extinsă până pe terasă pentru a face legătura între secții și heliport și a fost de asemenea construit un lift care ajunge la pistă direct din unitatea de primiri urgență. Investiția a fost de 5,81 de milioane de lei. Reamintim că demersurile pentru construirea heliportului au fost inițiate în 2019 pe baza analizei numărului de cazuri de la spital, a complexității acestora, dar s-au avut în vedere și reliefful județului, rețeaua de drumuri și capacitatea de răspuns a celorlalte spitale din teritoriu. Da. Da, e totuși de neînțeles dacă a fost finalizat și recepționat din punct de vedere al investiției și tehnic acest aeroport. Deci a trecut un an de zile până la momentul în care formal să se aprobe creșterea numărului de personal cu 6 posturi care vor deservi acest heliport. S-a făcut abia acum, după un an de zile. S-ar putea să fie în legătură cu altceva, de fapt, că eu, din câte mi-aduc aminte, asta a fost făcut cu fonduri atrase de către Inspectoratul General de Situații de Urgență și proiectul este mai amplu, având în vedere și realizarea unei structuri de acest gen la Câmpul Moldovenesc și la Botoșani. S-ar putea întâmpla de aici să fie această necorelare, că altcumva te întreb, stai bă, de prin, dacă tu ai terminat și ai recepționat anul trecut, de ce a trecut un an până când să treacă printr-o ședință de Consiliul Județean mărirea statului, aprobarea un nou listat de funcții cu o creștere de 6 posturi, că acolo trebuie să ai personal non-stop să deservească. Bun, sigur că e foarte eficientă existența un astfel de punct de heliport pe spital, atât pentru deservirea cazurilor deosebite de pe suprafața județului Suceava, că ai văzut cum se circulă și mulți până vine salvarea se ducă sau smurdul durează foarte mult și viața e pusă în pericol. Dar nu numai atât, cât și pentru colaborarea interspitalicească. Sunt cazuri extreme care sunt trimise la Iași sau la București sau sunt aduse medicamente și așa mai departe. Bun, să sperăm că acest helioport de pe Spitalul Județean va deveni operațional cât mai curând și sigur că în aceste condiții calitatea actului medical nu are decât să crească. Și mergem mai departe, un nou caz de turbare cu 8 oameni suspecți de contaminare descoperit datorită mediatizării cazului de la Suceava. Un nou caz de rabie a fost confirmat la un câine din orașul Siret, iar de data aceasta numărul persoanelor care au intrat în contact cu animalul bolnav este de 8. Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Daniela Odeh, a informat că instituția a fost informată vineri 18 noiembrie despre existența unui suspiciun de rabie la un câine mort în data de 10 noiembrie pe raza localității Siret. Citez. În urma sesizării, Direcția de Sănătate Publică Suceava a efectuat imediat ancheta epidemiologică, în urma căruia a fost identificată o persoană care au intrat în contact cu animalul. 4 membri ai familiei și 4 medici veterinari. Analiza de laborator a confirmat prezența rabiei la animalul decedat, a arătat Daniela Odeh.
Bineînțeles, unitățile sanitare despre caz au fost informate și au fost îndrumate către centrele antirabice în vederea vaccinării. Dată fiind perioada de timp de la expunerea acestor persoane, li se administrează doar vaccinul antirabic, nu și imunoglobulina antirabică umană, ca în cazul precedent, care s-au prezentat la medic imediat după contact. Doctorul veterinar Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, a declarat că este vorba despre un câine, tot din orașul Siret, rasa ciobănesc german. Cazul a fost descoperit, afirmă directorul, datorită mediatizării cazului de mars cu care a venit în contact proprietarea animalului, doi medici veterinari și un asistent veterinar. Doctorul Voloșeniuc a povestit vineri dimineață la ora 7 că i-a telefonat speriat un medic veterinar dintr-o comună din zona Rădăuți, care i-a spus că și el a tratat în urmă cu mai bine de o săptămână un câine cu simptome similare cazului mediatizat. Inițial l-a tratat el, apoi l-a trimis pentru continuarea tratamentului la o clinică din Suceava. Animalul nevaccinat antirabic a murit în urmă cu o săptămână, în data de 10 noiembrie. Citez. I-a spus colegului medic să meargă imediat la proprietar să dezgroape câinile și să-l trimită la laborator pentru analize. Așa au făcut și astă seara a venit rezultatul pozitiv la rabia, declarat doctorul Voloșeniuc. Autoritățile sanitare au fost alertate în data ce există suspiciunea că ar fi vorba de rabie. Cele 8 persoane care au intrat în contact cu câinele turbat, 4 medici veterinari și familia proprietarului din Siret, 2 adulți și 2 copii, au fost vaccinați antirabic și sunt sub monitorizare. Șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția populației și administrațiilor locale să alerteze imediat medicii veterinari dacă observă animale cu simptome nervoase, salivație în exces cu modificări de comportament. De asemenea, le solicită medicilor veterinari să se solicite dovada vaccinării antirabice pentru câinii care le sunt aduși la consultații și tratament și să nu trateze animalele nevaccinate. Citeze, este suficient o microleziune pe piele a persoanei care să fi venit în contact cu saliva, cu virusul a câinelui, pentru ca boala să se transmită, avertizează doctorul Voloșeniuc. Reamintim că la începutul acestei săptămâni, doi medici veterinari și un asistent veterinar de la cabinet din Suceava au operat un câine din Siret, care la scurt timp a murit și la analiza de laborator a fost confirmat cu rabie. Din cauza suspiciunii înalte de contaminare, atât personalul veterinar cât și proprietarul câinilor au avut nevoie de imunoglobina antirabică umană, un produs medical extrem de greu de găsit la acest moment în România. Direcția de Sănătate Publică și Spitalul de Urgență din Suceava Sfântul Ioan cel Nou au făcut eforturi foarte mari pentru a găsi și a aduce la timp cele 19 doze necesare tratării celor 4 pacienți. Da. Da, e surprinzător. Rabia în mare măsură a dispărut. Sunt puține la animalele domestice, sunt puține cazuri la câini. Și asta și datorită faptului că se practică acel vaccin antirabic pentru animale, pentru câini. Și uite că sunt însă stăpâni care nu și-au dus câinele la vaccin și apar situații de genul ăsta, punând în pericol viața multor oameni, pentru că rabia se transmite foarte ușor. Mai mult decât atât, e un tratament destul de greu de găsit și destul de scump. Să sperăm că numărul de cazuri nu va crește, în ciuda transmiterii foarte ușoare, și asta probabil datorită faptului că bănuiesc că marea majoritate a proprietarilor de câini sunt oameni care, maturi, care au dus câinele la vaccin. Că sunt niște vaccinuri care se fac la câini la fel cum se fac și la oameni, la copii și așa mai departe. Da, problema se pune la câinii străzi. Acolo nu ai cum să controlezi animalele sălbatice și la ea fără stăpân, nu ai, dar ăștia erau cu stăpân toți, asta este interesant. Probabil că prin animalele sălbatice și prin câinii vagabonzi a ajuns încet, încet. Dar măcar atâta, că ăia vagabonzi intră mai puțin în contact cu oamenii, știi? În schimb, ăștia, care sunt medici, care sunt aparținei familiei, intră sigur în contact cu membrii familiei. Ăștia, văzând că e câinele bolnav, normal că se duc la un cabinet veterinar și uite așa s-a transmis, ne-au ajuns să fie 8 oameni într-un caz și 4 oameni în alt caz, din personalul veterinar, expuși.
și lucrările de montare a noi instalații de iluminat ornamental din bradul de Crăciun amplasat în centrul Sucevei a fost finalizate vineri seară, când a fost făcută și o testare a acesteia. Primarul Sucevei Ion Lungu a făcut imediat publică o imagine cu noul brad de Crăciun iluminat ornamental spre entuziasmul multor suceveni bucuroși de elementul de noutate adus sărbătorilor de iarnă care se apropie. În urma achizițiilor demarate încă din primăvară pentru noi instalații ornamentale necesare pentru completarea celor existente, bradul a fost ornat prin amplasarea unei structuri metalice zincate, stabilizată de jur împrejur cu 22 de blocuri de beton pe care au fost montate 139 de figuri luminoase pe 10 niveluri, alta fiind amplasată în vârf. Aprinderea luminilor de sărbătoare în bradul de Crăciun și în oraș se va face pe 28 noiembrie de ziua Bucovinei. De menționat că alte orașe din țară au aprins deja luminele, au deschis deja târgurile de Crăciun. La noi toate evenimentele acestea vor avea loc pe data de 28 noiembrie. Da, mă, sigur, toate la scara lor. Una este București, Clujul, Iași și alta este amărâta asta de reședință de județ pe numele ei, Suceava. Dar sunt oameni care se bucură de cadrul creat cu prin împodobirea unui bradul. Iași, care de fapt ai văzut că nu-i împodobit bradul, ci un suport zincat. Pe care e încorsetat. Da. Deci nu mai este împodobește mamă bradul, ci împodobește mamă rastelul, știi? Da. Așa. Da, ce drept, știți că au avut și acea bâlbă cu bradul de Crăciun, când au adus un altul, când nu era bine, parcă era săracul, nu știu, tuns e cu foarte tare, era mic. Era ciuntit. Bun, să sperăm că va arăta bine și sigur că alții care, cei care se bucură, ai văzut că sunt unii care se duc și fac selfie-uri pe acolo. M-aș fi bucurat de alte pavele, parcă, prin centru. Da, dacă ai văzut ce obosit este și nu-i mult de când a fost făcut. Deja e obosit, crăpat, e material de proastă calitate. Plus că, nu știu, ați trecut prin centru în ultima perioadă, dar e foarte înghesuit. Adică au apărut și acele luminiții și au dat parcă mai în față vechea ornamentație și au înghesuit acolo și căsuțele și becurile și alte becuri. Ce să faci? Asta este. Asta ne oferă Suceava și dacă nu-ți place, du-te și tu la Cluj, du-te la București, da. Du-te să vezi că acolo e altceva. Dar, așa, mai înghesuit, că așa suntem noi, mai înghesuiți aici la Suceava. Mergem mai departe. Municipiul Suceava, proiect de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor și punctelor termice. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat vineri că a discutat cu reprezentanții bioenergiei despre asigurarea încălzirii în sistem centralizat în această iarnă, dar și despre depunerea unui proiect de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor și punctelor termice. Ion Lungu a spus că Guvernul României a aprobat de joi un program de sprijin pentru unitățile teritoriale administrative unde funcționează sisteme de alimentare centralizată cu energie termică pe bază de cărbune, păcură sau biomasă, prin care Ministerul Dezvoltării va deconta 50% din suma facturată, inclusiv de TVA, pentru achiziția de biomasă în cazul Sucevei realizată în perioada octombrie 2020 de martie 2023 de producătorul de energie termică. Citez, așa cum se știe, în Suceava avem cel mai mic preț de producție a gigacaloriei din țară, cel mai mic preț a gigacaloriei la gardul centralei, iar cetățenii plătesc cel mai mic preț de încălzire din țară în sistem centralizat, respectiv 240 de lei pe gigacalorie, a spus Ion Lungu. Primarul a adăugat că joi a avut o întâlnire la sediul primăriei cu acționarii austrieci și conducătorii celor două societăți care asigură angajatul termic în municipiul Reședință de județ, în cadrul căreia s-a discutat despre funcționarea în această iarnă, având ca țintă funcționarea exclusivă pe biomasă, fără a se consuma un metru cub de gaz metan. Da. Doamne ajută. Spre deosebire de alte dăți, când se consuma, pentru că nu era suficientă biomasă, acum depinde și cât de grea e iarna, pentru că nu e chiar o cantitate, n-ai cum să ai o cantitate care să-ți asigure autonomia pe toată perioada iernii. Bun, acum, sigur că discuția asta despre luminosul proiect de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor de distribuție și transport a energiei termice, e o chestiune care priește mai puțin pe bioenergie, că l-aș vinde
cât privește faptul că aceste rețele sunt rețele în patrimoniul primăriei și sunt concesionate de ea, de la Termonet, parcă-i pare. Bun, într-un final, sigur că reabilitarea acestui sistem, care acum e vai de mama lui, va conduce la un lucru pozitiv, nu atât la scăderea prețului la, pe care îl plătește cetățeanul, pentru că Luguită totdeauna se spune că e prețul cel mai mic. Nu știu cât spune că e prețul cel mai mic în țară, cam toți primarii spun lucrul ăsta, ci uite să ne spună cât este subvenția pe care primăria din bani publici o dă pentru ținerea în picioare acestui preț și este o chestiune de care se bucură mai puțin de jumătate din cetățenii județului, municipiului, reședință de județ. Deci va fi într-un fel bine dacă vor fi atrași acești bani, chiar dacă va fi un disconfort fantastic, că ții minte, când s-a făcut pe precedentele proiecte, când s-au făcut modernizări, stătea răvășit cât un cartier întreg mai bine de un an, cel puțin pe zonă, că a stat 2 ani, 2 ierni, a stat varză acolo cu mormane, se scormonește pământul și acum îți dai seama că se vor face, poate, că nu, este lucruri care, chiar dacă obții proiectul, nu le faci cât ai pornit din degete, în timpul ăsta, cele făcute cu ani, ceva ani în urmă, reabilitate, încep să cedeze, că e normal. Și așa că este o muncă de Sisif, sunt bani mormântați în pământul Sucevei pentru a ține un sistem care este prost gândit, adică produci jos în vale energie și o pompezi până sus în opțiuni. Nu este ok. Dar, mă rog, asta e altă discuție. Acum suntem captivi acestui mod de... Adică o parte din cetățeni sunt captivi acestui mod gândit de primarul Lungu și de echipele PNL, PDL, cum se chemau ele de-a lungul vremii. Și cu asta ne-am pocopsit și până la urmă se dau o serie întreagă de bani publici pentru subvenționarea sistemului centralizat. Asta este realitatea. Nu e motiv de bucurie sau de laudă. Mergem mai departe. Alexandru Rafila, este sezonul virozelor, trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a declarat că sezonul virozelor în care ne aflăm are un mic decalaj în acest an, precizând că pentru a reduce supraaglomerarea de la unitățile de primiri urgențe trebuie dezvoltate ambulatorii specializate, în special pentru copii. Citez, este sezonul virozelor, nu este nimic neobișnuit, este un anumit decalaj, au început școlile mai devreme, trebuie să ne gândim cum să facem, să luăm ca și exemplu abordarea din pandemie, să înconjurăm spitalele să deschidă ambulatorii de specialitate pentru pediatrie, pentru că doar o mică parte din copii au nevoie de internare. Părinții trebuie să aibă unde să meargă cu copiilor în centre ambulatorii cu pediatri. Dacă nu sunt disponibili medicii de familie, astfel încât să nu supraaglomerăm camerele de gardă. 75% dintre prezentările la primiri urgențe au cod verde și galben, deși nu sunt de fapt urgențe care să aibă nevoie de intervenție de la unitatea de primiri urgențe, a spus ministrul sănătății. El a menționat că aceste centri trebuie dezvoltate în orașele mari, citesc, trebuie să le oferim ceva în contrapartidă, nu au unde să se ducă în weekend seara și vreau să găsim o soluție rapid, mai ales în orașele mari, să poată să aibă acces la serviciile medicale, nu neapărat în unitățile de primiri urgențe, trebuie să găsim o soluție rapidă și o vom găsi. Vom dezvolta ambulatorii de specialitate pentru populație în general și pentru copii în special, adăugat Rafila. Recomandarea ministrului este ca părinții să nu își trimită în colectivitate copiii cu simptomatologie respiratorie și să se adreseze medicului de familie. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că la finalul lunii noiembrie vor sosi în țară primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 și BA5 și că se va vaccina cu doza a patra împotriva acestei boli. Citez, pandemia de COVID-19 este o problemă la nivel global, dar manifestările din fiecare țară sunt particulare. Noi avem între 200 și 400 de cazuri pe zi, câteva decese. Au fost și zile fără niciun deces. Este clar că în acest moment COVID-19 nu mai reprezintă o problemă de sănătate publică în țara noastră, dar că
orice viroză imprevizibilă din punct de vedere al evoluției face ca să existe recomandarea vaccinării, mai ales că vine până la sfârșitul lunii vaccinul adaptat la BA4-BA5 pentru persoanele cu vârstele peste 60 de ani sau pentru persoanele cu diverse boli cronice, a afirmat Rafila ieri. Da, perioada, sezonul virozelor este întotdeauna, în fiecare an, la momentul în care se trece la... în care clima se... vremea se răcește și sigur că în principal sunt expuși copiii care frecventează și școala și o transmitere foarte pronunțată acolo și sigur persoanele în vârstă și persoanele cu anumite comorbidități. De aia e normal ca aceste categorii să fi făcut sau să facă de acum încolo nu-i târziu vaccinul antigripal și sigur că numărul de cazuri grave s-ar reduce masiv. Problema ridicată de Ministrul Sănătății, domnul Rafila, este o problemă de mult cunoscută. Să sperăm că acum se va trece la rezolvarea concretă. E vorba de acele situații în care se pot duce îmbolnăviri în weekend, de exemplu, când medicii de familie n-au program și așa sunt destul de aglomerați. Nu există acele centre de preluare a cazurilor și atunci toate se duc și se înghesuie unde? La UPU. Deci, practic, trebuie întărite verigile intermediare de la nivel de medic de familie, la nivel de ambulatoriu pentru situațiile astea și concret aici pentru situațiile cu copii care vin cu viroze respiratorii. Bun, dar dacă s-ar realiza aceste ambulatorii specializate, ar fi nevoie și de personal. Și ar fi nevoie de personal angajat sezonier, pentru că aceste viroze nu apar tot timpul. Sunt probleme, până la urmă poți să-i ții, sigur că afluența către astea sunt în perioada asta ar fi mai mare. Dar sunt tot felul de crize de alt gen pe care oamenii le au de sănătate și poate nu e cazul să ajungă tocmai la UPU. Că în momentul în care se constată că 75% din cazurile care ajung la UPU nu trebuiau să ajungă la UPU, îți dai seama că asta e o informație îngrijorătoare. Înseamnă că trebuie să faci ceva mai înainte. Sigur, orice se face, se face cu cheltuială din bani publici, pentru că sistemul de sănătate este așa cum este la noi, în România. Da? Bun, acum, deci, cu vaccinul antigripal, e clar că încă se mai poate face și încă este eficient. Va apărea și acea variantă a vaccinului anticovid adaptat variantelor care circulă în perioada BA4-BA5, care sigur că este recomandat a fi făcut de către persoanele care prezintă un anumit risc, persoane în etate și persoane cu comorbidități. Lucru bun este că totuși 200-400 de cazuri pe zi nu este puțin de COVID și câteva decese, dar boala nu mai are violența și riscul pe care îl prezenta înainte. Deci, practic, se va ajunge ca la gripă, cine vrea să se protejeze, își face un vaccin anticovid adaptat la variantele în curs. Deci va fi ca la gripă, probabil, asta este modelul spre care se îndreaptă și chestia cu COVID-ul, ca an de an să apare un vaccin care este specializat pe și la gripă. Vaccinul de anul ăsta nu e la fel ca vaccinul de anul trecut. Se fac acolo niște studii pe modele matematice, se generează vaccinul care se presupune a fi eficient în anul, sezonul respectiv. La fel se va ajunge și la COVID. Cine vrea îl face, cine vrea nu îl face. Cine vrea să se protejeze, mai ales din zona asta de risc, ca vârstă și ca alte afecțiuni, o face. Cine nu, ai văzut că și înainte din gripă de multe ori pierdeau lupta cu viața aceia care au în vârstă, care aveau alte comorbidități. Nu? Deci, foarte clar. Da. Asta e situația. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat și aflăm câteva lucruri despre indiciul robor. Dacă a crescut sau dacă a scăzut. Revenim imediat.